a săptămânii. Doamna Daniela, știu că ieri a venit doamna Roxana, mama Antoniei, iar dumneavoastră ați avut o discuție. V-a ajutat? A fost o discuție constructivă? Da, am toată stima și tot respectul. Într-adevăr, reușește de fiecare dată să capaciteze tot ce e mai bun și mai frumos în dumneai ei și are maestria de a alege cuvinte care să ajungă atât la suflet cât și la minte. Și am înțeles-o și am empatizat cu dumneai ei ca mamă, ca femeie, o înțeleg. E evident că atât dumneavoastră cât și doamna Roxana aveți același limbaj și din punct de vedere al comunicării, însă mă întrebam cum e acum cu Antonia. V-a ajutat prezența doamnei Roxana să ajungeți să comunicați și cu Antonia la un nivel, nu știu, mai bun, care să vă ajute să fie constructiv? Important este să fie ei bine și eu o să mă străduiesc să fac ca lucrurile să se întâmple în sensul acesta. Cu toate acestea, eu știu că iar ați avut tensiunea mare. Da, recunosc, am tensiunea mare chiar și în acest moment. Astăzi ați fost în casa băieților și mă întrebam dacă v-a ajutat să... Mă gândesc că ați discutat cu Cristian. Ce mai spune Cristian? Ce sfaturi ați mai dat noastră? A fost un mic dejun cu toți băieții. Toate mamele ne-am bucurat de compania lor. Admirabil ce au pregătit pentru noi. Și am stat așa, în tihnă. Nu am avut un schimb profund de idei, gânduri, dar sentimentele există și asta pentru mine contează cel mai mult. A fost așa un fel de ziua mamei alături de feciorilor. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos și emoționant de asemenea. V-ați făcut planuri cum să rezolvați cununurorile, cum să vă înțelegeți mai bine sau nu? Doar ați mâncat? Ne-am bucurat de mic dejun și de muzică, de romanțe vechi ale timpurilor acelea în care într-adevăr făceau sens. Mă bucur că ați avut o dimineață relaxantă și frumoasă alături de copiii dumneavoastră. Eu acum o să mă duc și la doamna Viorica pentru că am auzit că Delia are un plan cu dumneavoastră. Știți despre ce este vorba, doamna Viorica? O să vedem astăzi la Mireasa ce planuri și-a făcut Delia cu mama sacră, cu viitoarea mama sacră. Da, de aștept și eu să știu. Am auzit că lui Delia nu-i prea-i place să vă vadă singură. A, că aseară era un spirit de glumă. Ce v-a spus aseară Delia? A spus că dacă mă va căuta cineva după emisiune, ce pot să le răspund? Credeți că este o strategie din partea Deliei să vă ajute să vă găsiți jumătatea ca să fie ei mai... să se bucure ei mai mult unul de celălalt? Nu, cred că asta a fost o glumă, ca să mă mai scoată oricum din stare, din... Da, știu ei că nu caut eu din astea. Doamna Viorica, dacă ar fi un proiect în care și persoanele de vârsta a doua și-ar căuta jumătatea, v-ați înscrie? Nu, îmi pare rău că trebuie să vă spun că nu. Nu ne-am înscrie, doamna Raluca. Bine, doamna Viorica, dumneavoastră nu voia să veniți nici la Mireasa, dar până la urmă v-ați stat convinsă. Am venit pentru fiul meu, pentru Liviu. Da. Doamne ajută și vă mulțumim mult că ați venit. Tot în spirit de glumă v-am întrebat și eu sper să nu vă supărați pe noi. Vă mulțumesc mult. O vedem acum și pe Cristina. Cristina, ai sosit la listă? Sunt toate lucrurile pe listă pe care vi le doriți? Da, ca de obicei. V-ați mai comandat țigări? Nu ne-am mai comandat de la ultima discuție de țigări. Oricum am făcut-o foarte des, a fost de 3 ori. Am înțeles. Eu vă las să vă terminați lista de cumpărături. Știu că e un moment foarte important și aveți nevoie de liniște. Dragilor, cam atât din Casa Fete.